Niculina Stoican a împărtășit mai multe detalii despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în viața sa, atât pe plan profesional, cât și personal. A mărturisit că a fost rănită de două persoane importante, una dintre acestea afectând-o în cariera sa muzicală, iar cealaltă având un impact asupra relației cu soțul său. Cu toate acestea, artista a ales calea iertării, menționând că a depășit aceste obstacole prin iertare, așa cum îi dictează credința creștină. Niculina a vorbit despre aceste experiențe dureroase, explicând că, deși a iertat, nu va putea uita niciodată nedreptățile suferite. Ea a exprimat convingerea că acele persoane vor suporta consecințele faptelor lor, fără a fi nevoie să dezvăluie public natura exactă a răului suferit. Există două persoane care mi-au făcut mult rău în viață. Două sunt. Nu le pot spune. Dar sunt două pe care le-am iertat pentru că așa este creștinește. Dar nu voi uita niciodată ce mi-au făcut. Una are legătură cu soțul meu și cealaltă este pe latură profesională. Foarte mult rău, mult rău. Poate că la un moment dat voi spune, dar implică atâtea momente pe care eu le-am clasificat ca fiind frumoase și din care cei care vin după mine au ce învăța, încât am zis că răul care mi-a fost făcut și pe care eu îl știu și l-am simțit, va fi plătit așa cum trebuie de univers, nu din a spune eu ce mi s-a făcut. Sunt două persoane de care doar când îmi amintesc mi se strânge sufletul, a spus ea cu emoție.